într-un astfel de amănunte. Problema asta este, e fotbalul românesc, cu metrii, problema aș, este vin. Că în momentul în care, ni se întâmplă că suntem doar oameni, în momentul când lansezi ceva, chiar când este vorba de acuză la adresa cuiva, trebuie să ai niște argumente. Ori argumentele, dacă le-ar fi avut Regenkampf, de acele care le spun eu, că a fost un meci al fatalității, că din 7 șuturi am luat 5, din care 3 în fază fixă, eu cel puțin la primul gol care l-am primit pe minutul 34 din fază fixă, eu pur și simplu am înlemnit, că mi-am dat seama că Silviu Lung la 39 de ani nu știe să stea în poartă, Ovidiu. Stătea cu călcâiele pe linia de tușe, fără să stea un metru mai în față, cum stau toți portarii, ca să-și deschidă unghiul. Și din 3 a luat 3. Ce să-ți mai spun mai mult? Deci nu intru în nimic. Ai declarat la un moment dat, sau am visat eu, că l-ai salvat de la moarte pe Regenkampf. Cum? Ce e asta? Eu n-am înțeles, recunosc. Dom'le, e o discuție care s-a făcut la timpul respectiv. Ceea ce pot să spun este simplu, dacă vreți o mai repet în câteva cuvinte. Eu am între mulți copii, și care țin la ei copii între ghilimele fotbalistici, și ei sunt convins că îmi țin la mine, mă respectă, l-am pe Iulian Chiriță de la Târgoviște. Chiriță, eu când eram, antrenam Târgoviștea după Dinamo în 85-86, era în ultima clasă la liceu la Ienăchiță Văcărescu, un elev foarte bun și un jucător oarecum de perspectivă. Eu l-am promovat, eu l-am ajutat în continuare, i-am creat o situație deosebită și în Târgoviște, dar avea patima asta a jocurilor de noroc și a pierdut tot, a plecat în Spania. El m-a sunat în Spania să mă roage dacă cunosc în spațiu iugoslav, dacă cunosc pe un cineva, Mile Iercovici, pentru că la un meci unde juca și Miriuță și juca și Regenkampf, la echipa lor, la Cottbus, mi se pare, au jucat cu Bayern, sârbii care controlau și pariurile atunci, în pariurile în Europa, cu niște băieți pe care, fără să vreau, îi știam, pentru care și pe acest Mile Iercovici, care fusese președintele lui Voivodina Novi Sad, era unul din oamenii din anturajul comandantului Jelko Arcan, prietenul da, meu, Arcan, da. Și care se ocupa și cu așa zisele pariuri care sunt. Și el s-a dus cu niște bani la băieții ăștia și le-a spus, bă, băieți, dacă se termină 3-0, cum începuse nebunia aia pariurilor și încă de pe atunci, dacă se pierdeți cu 3-0, aveți 200.000 de marci. Din păcate, spre final s-a făcut un 3-1, se pare, cu contribuția lui Regenkampf, care a executat un penalti, și nu mai apăreau banii. Săracul Iulian Chiriță mi-a spus, ce dumne, a venit ăla și l-a amenințat că să dea banii înapoi. Și atunci, eu cunoscându-l pe Mile Iercovici, i-am dat un telefon și am mai cerut o păsuire de vreo 12 ore. Ca să ducă, să dea banii înapoi. Să vină înapoi cu banii, că nu e ca la noi în România. Acolo, ferească Dumnezeu, dacă nu ești de cuvânt, te trezești în rigolă. Și lucrurile acestea au fost dezbătute la timpul respectiv. Nu regret decât că am făcut, din toate punctele de vedere, că am făcut un bine. Am salvat un compatriot al nostru de la o tentație de care trebuia să scape și care nu trebuia să ajungă aici. Era poate obișnuit cu practicile după în România, în care poți să dai și iei și pleci cu banii și nu se întâmplă nimic. Dar cu sârbii era mai greu. Și n-am absolut nimic niciodată, decât faptul că cel pe care l-am ajutat, și erau și oameni, a fost și un proces, au apărut martori, toți mi-au confirmat versiunea mea.